Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studio Alfa Omega TV la o nouă emisiune Alfa Omega în obiectiv. La ediția din această săptămână o am alături de mine pe Mirela, soția mea. O să vă spunem câte ceva din ceea ce Domnul a făcut în viețile noastre, în lucrarea Alfa Omega TV și câteva informații despre lucruri pe care Domnul le face în zilele următoare și la care într-un fel sau într-altul Alfa Omega este parte. Mulțumesc, Mirela, că a acceptat să fie alături de mine. În ultima clipă te-am provocat să petrecem împreună câteva minute. O să încep această emisiune cu câteva informații legate de o vizită pe care am făcut-o împreună cu Mirela și cu colegul nostru Ioan Nicolescu în Bucovina săptămâna trecută. Cei care ne urmăriți pe Facebook și chiar vă rog să ne urmăriți, aveți linkul nostru de Facebook, aflați informații mai proaspete despre ce facem, unde mergem, cu ce ne confruntăm. Cei care ne-ați urmărit pe Facebook ați remarcat faptul că am fost pentru câteva zile în Bucovina, am fost invitați acolo de prietenii noștri de la Oastea Domnului, de la Mișcarea Oastea Domnului. Am fost parte, într-un fel mai larg, prin promovare, de la un turneu al evanghelistului Tony Anthony, turneu organizat, găzduit și propus, să zic așa, de cei de la Oastea Domnului, găzduit de în diverse locații ale Oastei Domnului din diverse orașe din România. V-am prezentat acest lucru săptămâna trecută. Am fost însă musafiri în Bucovina, în comuna Marginea, la unul dintre aceste evangheliste în care Tony Anthony a fost prezent și de care s-au bucurat numeroși locuitori acestei comune speciale din județul Suceava. O să avem și câteva mici înregistrări. Mirela, cu ce gânduri? Am urmărit împreună, am și fost parte din înregistrare, a fost o echipă mai mică acolo. Da, a fost așa formula minimală, să zic, când mergem în anumite deplasări cu forțe reduse ca să putem să împlinim scopurile pentru care mergem, dar cu gândul de economie, totuși mai accentuat. A fost o întâlnire interesantă pentru că într-un context poate mai zic, mai puțin poate obișnuit a fost această prezența lui Tony Anthony, care vine dintr-un mediu oarecum bizar sau ciudat pentru cultura românească. El, după cum a mărturisit, a fost campion mondial la lupte Kung Fu. Locuiește în Anglia acum, dar este jumătate chinez, jumătate englez sau italian, da. Și are o mărturie foarte puternică, cum Dumnezeu l-a scos dintr-un context extrem de dur și l-a restaurat așa, a devenit un om plin de Duhul Sfânt și care înțelege așa de puternic nevoia oamenilor de a ieși din întuneric și a fost oarecum ciudat să-l vezi pe Tony Anthony mărturisind unor oameni, să zic, în mediul rural, în România. Când te-ai fi așteptat poate că acest om să mărturisească doar la tineri foarte, energici, entuziaști și așa mai departe. El a fost într-o conferință pe Niela cu câțiva ani. Dar Domnul a dat așa o inimă de slujitor lui Tony Anthony și nu se uită deloc care este contextul în care el merge să depună mărturie. Și pur și simplu merge peste tot unde Domnul trimite. Și a fost chemat de fratele Victor Oțet de la Oastea Domnului în acest context, într-o Românie. Deci n-a fost în fața unor întâlniri de tineri, Tony Anthony, ci a fost în fața unor întâlniri a unor oameni obișnuiți, și tineri, dar și mai puțin tineri. A avut impact foarte puternic în mărturia lui și în lucrarea pe care Domnul o face prin el. Mărturisea fratele Victor Oțet, i-am luat un interviu și lui și lui Tony Anthony pentru departamentul de știri și o să urmăriți o știre într-o săptămână viitoare sau cealaltă despre acest turneu al lui Tony Anthony. Mărturisea fratele Victor Oțet că l-a întâlnit în urmă cu un an într-o incursiune misionară în Nepal pe Tony Anthony și atunci Dumnezeu i-a pus pe inimă să-l aducă și să-l expună, să-i facă oportunitate de cuvânt în mai multe localități din România, în special în comunitățile ortodoxe Oastea Domnului. Câteva idei, câteva gânduri de la Victor Oțet, inițiatorul și sufletul acestui turneu, cum îl știți deja, lider al Oastei Domnului din nordul României, slujește mult în Maramureș și în Zalău, și imagini din biserica Oastea Domnului din marginea județului Suceava.
And Michael said to me, Tony, all of your life, Tony, toată viața ta, you've been putting into your God-shaped hole. În locul acela care este locul lui Dumnezeu, a încercat să pui ceva. Your world championship in kung fu. Ai fost campion mondial la kung fu. Sex, drugs, violence. Sex, droguri, violență. Anger. Mânie. Even your religion as a Buddhist. Chiar religia ta care este budistă. But you've never tried Jesus. Dar niciodată nu l-ai încercat pe Isus. And now you open up his Bible. Și a deschis Biblia. He read these words from the Gospel of John. Și a început să citească aceste versete din Ioan. You know what? They're from chapter 8, verses 34 to 36. Capitolul 8, 30 până la 38. And it's where Jesus acolo unde Iisus spune aceasta. Jesus said, Iisus a spus, I tell you the truth. Vă spun adevărul. Everyone who sins is a slave to sin. Oricine face păcatul este rob al păcatului. A slave has no permanent place in a family. Și robul nu are loc într-o familie. But a son or a daughter belongs to a family forever. Dar fiul și fiii și fiicele aparțin casei pentru totdeauna. So if the son of God, Jesus Christ, deci dacă lets you free, fiul lui Dumnezeu te face pe tine slobod, you shall be free indeed. Vei fi cu adevărat slobod. Now maybe these words don't mean so much to some of you. Poate aceste lucruri pe care ți le spun nu înseamnă prea mult pentru tine. I think I know why. Dar știu de ce. I don't really believe many of you. Cred că mulți dintre dumneavoastră have spent your whole day thinking about your freedom. Nu știu dacă mulți v-ați gândit despre libertatea pe care o aveți. I just think you've been doing your day. Poate nu știu ce ați făcut în ziua de astăzi. But you see, in prison, I spent the whole day thinking about my freedom. Dar în închisoare fiind, eu mă gândeam în fiecare secundă la libertatea mea. And that's the only reason why I stopped to think about those words. Și din acest motiv am început să mă gândesc la aceste lucruri. Oh, I'm so glad I didn't hit him. Și oh, mă bucur așa de mult că atunci când am intrat și eu am fost mânios, nu l-am lovit. But that was the night when something happened. Dar acea noapte a fost noaptea decisivă când s-a întâmplat ceva. Because I was in my prison cell. Pentru că eram în celula mea. And actually I was staring from my window. Și m-am uitat înspre geam. And my window had lots of bars. Și geamul meu avea foarte multe gratii. And yes, one of them made a cross. Da, și m-am uitat și am văzut că acolo era în semnul crucii. Forma crucii acolo, aceste I couldn't find a way to believe gratii. In this. Și am zis nu vreau să mă uit și să cred în așa ceva. I know people spend the whole time praying to Jesus and singing to Jesus. I couldn't see Jesus. Eu n-aș putea, așa cum fac alții, o viață întreagă să se roage, să-l adore pe Iisus. I don't know, maybe it's because I was raised a Buddhist. I found it very difficult. M-am gândit, eu am crescut budist și viața mea nu mă interesează aceste lucruri. But for me, seeing is believing. Pentru mine, a vedea lucrurile, a crede în ceva, trebuia să văd. Da, a fost interesant. Acolo la margine am avut ocazia să vizităm câteva locuri, să luăm mai multe interviuri, mărturii, chiar emisiuni de tip Calea Adevărului Viața. Am și fost găzduiți într-un complex turistic și de conferințe, nu știu cum să-i zic, ceva deosebit acolo în margine. La Sucevița, de fapt, era. Da, la Sucevița, în complexul Sucevița, exact, în proximitatea, la 3-4 km de margine. E un centru, poate o să revenim acolo, un centru de conferințe combinat cu o pensiune, Dagida, acestui complex, se spune. Poate o să revenim cu un reportaj mai larg. Sunt eu o familie de frați scumpi acolo care ne-au găzduit. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să-i transmitem și pe această cale și cu promisiunea că o să revenim. Chiar găzduiau în acele zile o conferință, o olimpiadă biblică pentru tineret, într-un spațiu special amenajat, și de aici o să avem o știre. Însă, un punct special al acestei vizite noastre în Bucovina a fost o întâlnire cu un om de afaceri. De mult ne-am dorit să-l întâlnim, să știe și despre el în multe alte locuri din România. E un om de afaceri prosper, cu o afacere simplă, dar de mare amploare, cu mulți angajați. Știu, Dumnezeu l-a ridicat, l-a scos chiar de la minus, cum spunea în interviu care l-am luat, l-a făcut să aibă o afacere de mare amploare. Și am fost bucuros să-i luăm un interviu. Noi, fără să-i facem o reclamă cu totul specială, e fratele Aurel Bobu, oare patron și director, sau cum se spun. Nu pot să-i spun proprietarul acestei firme, pentru că chiar în interviul lui mărturisea că toată afacerea, tot ce are, aparține Domnului și el doar administrează, dar inițiatorul și sufletul acestei firme, afaceri,
A fost câteva mărturii interesante, sper că provocările lui, valorile pe care el le-a experimentat și pe care le-a pus în practică, vor impacta prin emisiunea aceasta Calea Adevărului și Viața, care am înregistrat-o cu el, vor impacta în special mediul de afaceri creștin pe care zic eu vrem să-l atingem și să-l provocăm pe Ana cu această emisiune. Nu știu, eventual să urmărim la început un mic insert cu el, o secvență dintre emisiunea Calea Adevărului și Viața pe care o să vedeți, sper eu, într-o săptămână, două pe Alfa Mega TV și să revenim cu poate un comentariu final. Aici, spre exemplu, mai recent așa, aveam, nu știu, adormeam cu un gând. Parcă îmi spunea cineva și îmi spunea, tu trebuie să faci o biserică. Mă închideam ochii, adormeam, mă sculam dimineața, din nou același gând tot mă cena în continuu. Și i-am spus soției mele și soția mi-a spus, vezi, verific un picuț ce am făcut. Într-o bună zi, pentru că aceasta s-a repetat și am zis că eu până nu voi face o biserică, acum nu am liniște. Și am trimis pe păstorul de aici de la biserică, deci cumnatul meu este păstor aici în Vădărie și bineînțeles sunt doi, i-am trimis pe amândoi și am spus, am o rugăminte la voi. Am un gând care în permanență cineva îmi șoptește și îmi spune că trebuie să fac o biserică, dar eu nu știu unde să o fac. Doar atât știam că trebuie să o facă județul Suceava. Știam județul, dar altceva nimic. Și au mers, i-au verificat undeva unde mi s-a părut mie. A venit acasă și a spus, măi, Aurel, nu acolo este. Vreau să spun că m-am rugat Domnului, deci nu era rugăciune să nu mă pun pe genunchi ca Dumnezeu să mă lumineze, ca investiția pe care o fac să fie după voia Lui și să fie după cum îmi cere El. Și la un moment dat, parcă deodată mi s-a luat din fața mea, mi s-a luat ca o perdea și îmi amintesc de un oraș, tot din județul Suceava, și am spus că acolo trebuie să o fac. Eu am mers acolo în biserica aceea și când am văzut în ce condiții se adunau frații acolo, am zis nu se poate, nu se poate. Noi, dacă casele noastre arată așa cum arată și casa Domnului arată așa, deci nu se poate, trebuie să fac ceva. Și vă spun ca o minune ce s-a întâmplat în viața mea, atunci mă amintesc că doar am sunat pe păstorul de acolo și am spus, frate, am pe inimă să mă implic să construiesc o biserică acolo. Și el, de la capătul cel de fir, mă aduc aminte, a început să plângă și a spus, frate Aurel, vreau să mărturisesc ceva. Săptămâna trecută am avut din partea lui Dumnezeu, ne-a vorbit Dumnezeu, că va face, cineva se va implica și vom primi o biserică cadou, să spun așa, pentru orașul respectiv. Și plângea omul acesta. Chiar mi-a spus și zona cam pe unde. Și vreau să vă spun că am spus fratelui acestuia, am spus că voi face această biserică, credeți-mă, n-a durat jumătate de oră, eu trebuia să aștept un răspuns care de 2 ani de zile mă rugam Domnului pentru o problemă a mea. Era o problemă de afacere. Și după ce am spus... După ce a făcut o promisiune în fața Domnului și acelui frate. Aceea, am primit banii dublu, deci era vorba de o afacere. Am primit banii dublu cât a costat biserica aceea. Și am făcut biserica aceea. Și a fost o călăuzire din partea lui Dumnezeu când mă amintesc că am mers acolo cu păstorul de la noi și cu păstorul de acolo și stăteam, ne-am așezat așa cu spatele la un gard și am spus, Domnule, cam aici este bine să se facă biserica aceasta. Și fratele păstor a spus, Domnule, nu se poate, acolo este o casă. Dar am o rugăminte, du-te la omul acela și spune așa, nu vrea să vândă casa? A spus, bine, Domnule, mă duc, dar nu știu. Du-te, Domnule. S-a dus fratele acolo și a întrebat, nu vrei să vinzi casa? A spus, da, o vând. Din prima, am cumpărat casa aceea, am demolat casa aceea și a fost așa pentru mine o încurajare când am văzut că toate lucrurile merg bine. Am spus, da, cu adevărat Dumnezeu a fost lucrarea lui și am fost dirijat de el și călăuzit de el. Și astăzi mă bucur, am și o mulțumire sufletească de câte ori trec pe acolo, este o lucrare care a luat o amploare foarte mare și văd că a fost lucrarea Dumnezeu. Bineînțeles, sunt lucruri pe care noi eu personal le-am trăit și le-am pipăit, să spun așa, și cred că fără Dumnezeu nu se poate face nimic.
Mina, tu ai urmărit, ai fost de față într-un colț al camerei unde am improvizat noi acel studio, acest interviu cu Aurel Bobun, Domnul să-l binecuvânteze, pentru că e, înainte de orice, înainte de a fi un om de afaceri, este o sursă de binecuvântare pentru foarte mulți. Încă de la început, Torina, când avea afacere, spunea că și-a investit viața în a, sau timpul, energia, cunoștințele în a echipa și a își face 50 de ucenici acolo, care toți au afacerile lor. Cu ce gânduri ai privit așa de pe margine? Ce am realizat așa ca o dominantă a mărturiei fratelui Aurel, că el practic a împlinit niște principii biblice și rezultatele pe care el le trăiește acum, le experimentează, această binecuvântare abundentă a Domnului pe care este peste viața lui, este rezultatul unor principii biblice pe care el le-a trăit de la începutul, din vremea când nu avea cam nimic sau din vremea când a avut la un moment dat o anumită sumă de bani ca să-și poată face casa proprie și a hotărât să o pună în casa Domnului pe toată această sumă și n-a fost chiar mică la vremea aceea. Și de acolo încolo Dumnezeu a început să-l binecuvinteze și, cum zic, principiile acestea ale dărniciei, ale binecuvântării lui Dumnezeu, el le-a aplicat și în continuare, nu s-a oprit la cel prim pas. Și cum spuneai, înainte de a avea foarte mult, ce a știut a dat mai departe, a învățat o meserie bună și a încercat să ajute, învățând pe alții, ceea ce știa și el. Practic, acum, în acel spațiu, în acel context, există mai multe fabrici de același profil, dar între ei am simțit că nu este chiar concurență, ci în fond, Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți și binecuvântează pe toți și sunt o sursă de binecuvântare pentru acele comunități în care oferă de lucru foarte, foarte multor oameni. Sute de oameni de angajați, da? Sunt în acea zonă care au o pâine și un serviciu decent. Da, și Dumnezeu îi binecuvintează prin faptul că ceea ce ei produc și fac produse de calitate sunt apreciate, sunt cumpărate și ei pot să crească, să crească în acest nivel de binecuvântare. Deci am văzut principiile lui Dumnezeu la lucru, pe viu, și cred că este un mod în care foarte mulți creștini din țara noastră pot să depășească, să rupă acele blesteme ale sărăciei care sunt peste națiunea noastră prin aplicarea principiilor lui Dumnezeu în ce privește dărnicia, deci să mergi călăuzit de Domnul în fiecare investiție pe care o faci, în fiecare moment când spui, Doamne, banii aceștia unde vrei tu să-i pun? Ce să fac cu ei? Și cum spune continuu, că asta este o afacere pe care Dumnezeu i-a încredințat-o să o administreze, că proprietar de fapt este Domnul. Și având această perspectivă, ridică ștacheta foarte sus. Deci, pentru oamenii de afaceri care o iau ca o binecuvântare pentru ei și uită că binecuvântarea vine de la Domnul și în cele câteva exemple care le-a dat în parcursul unei ore de discuții, avea această fost ideea dominantă, el administrează ceea ce Dumnezeu i-a dat și nu uită o clipă că a dărui este o condiție a fi binecuvântat. Și am mai remarcat grija față de oameni. Era acolo, știu, cam 500 de angajați cât are el, avea 20 de autobuse, dacă țin minte, îi aducea pe acei oameni de pe satele, prin prejur și îi ducea înapoi la locul de muncă și condiții decente de lucru. Oarecum o grijă pe care poate nu toți oamenii de afaceri, nici chiar cei creștini nu au față de... Condiții excelente, pentru că este un spațiu modern, foarte bine dotat, utilat cu... nu mă pricep în zona respectivă, dar am putut să apreciez că sunt echipamente noi și performante pe care le folosim. Acum, noi, ideea principală a prezentării acestei emisiuni a fost și este, sper să vedeți emisiunea, vă spuneam, într-o săptămână, două, cel mult, pe spațiul Calea Adevărul și Viața, pot să provocăm oamenii de afaceri creștini să se gândească mai dintr-o altă perspectivă la ceea ce Dumnezeu l-a dat ca administrat pentru o vreme și să înțeleagă că pentru a fi binecuvântat în continuare trebuie să fie o sursă de binecuvântare. Și cu aceasta zic să mergem mai departe. Mai am un mic comentariu vis-a-vis de fratele Ionel pe care l-am întâlnit acolo și care într-un fel a fost cel care... Un lider local, un lider Oasei local Domnului, din chiar din Comuna Marginea. Este implicat în viața comunității de acolo, dar ce m-a atins așa în mod deosebit a fost efectiv credincioșia lui, dragostea lui pentru comunitate, bucuria de a fi din poporul Domnului în acea zonă și ce am mai remarcat în acea zonă este că, da, numărul de creștini evanghelici este mare în nordul țării, în Bucovina.
Și este un teritoriu, o zonă în care se simte binecuvântarea Domnului, simți prezența Domnului acolo, altfel poate decât în alte părți ale țării. Și fratele Ionel, cred că este unul dintre cei care îl văd așa ca pe un promotor, un motor al valorilor creștine în comunitatea lui și în zona lui de influență. Să-l avem la emisiune viitoare pe fratele Ionel Botnărescu, despre el este vorba, lider al comunității Oasei Domnului din Marginea, dar dincolo de aceasta, cred că este un slujitor al Domnului pentru întreaga comunitate din Bucovina. Până trece la momentul următor, poate colegii mei pot să însereze niște imagini deosebite pe care le-am înregistrat în acea zonă, măcar un minut sau două, să vedeți frumusețea acelor locuri. Și pentru noi, cei care avem aici casele mai în câmpie, a fost un timp special, o frumusețe deosebită pe care... Avem o țară extraordinar de frumoasă. Nu mă satur să... De câte ori mergem în trasee din acestea tot mai lungi, nu mă satur să-i mulțumesc Domnului pentru cât de frumoasă este țara noastră. Și chiar astăzi, la timpul nostru de părtășie al echipei, prin experiența cuiva care a făcut o călătorie undeva într-o țară din America de Sud, am constatat din nou ce climă binecuvântată avem, cât suntem de binecuvântați aici, într-o țară în care este pace, în care violența nu este foarte mare, în care avem libertatea să vorbim despre Domnul oricând și oricum. Deci sunt niște privilegii pe care le avem și nu realizăm cât de hăruiți suntem de Domnul aici, în România. Acest punct al emisiunii noastre, câteva din resursele pe care le recomandăm de obicei. La început, Mirela, m-am gândit, sunt resurse în zona aceasta de vindecare interioară și eliberare, pe care le prezint, o să le prezint foarte pe scurt, eventual niște gânduri. Cele mai multe sunt cunoscute de telespectatorii noștri și nu putem să facem acum decât să revenim cu recomandarea asupra acestor resurse. Este o vreme interesantă în care Dumnezeu lucrează adânc în ființele noastre, în a ne elibera, în a ne curăți de bagaje cu care am venit din lume atunci când ne-am întors la Domnul sau pe care le-am dobândit în călătoria noastră creștină. Și cred că este modul în care Dumnezeu își pregătește mireasa. Efectiv, acest lucru se întâmplă de o vreme încoace, tot mai accentuat și tot mai intens, și aceste resurse ajută pe fiecare în parte să identifice care sunt problemele lui cu care se confruntă, să le identifice, cum am spus, și apoi chiar se poate ruga singur în anumite situații pentru anumite lucruri, fie pocăindu-se, fie renunțând la anumite lucruri, sau poate merge să ceară ajutor în slujire de la oameni care au această chemare. Deci, pe lângă niște cărți și manuale pe care le-am prezentat și cu alte ocazii, cartea aceasta Creștin Liberați, o carte de căpătâi, vă recomandăm și în emisiunea trecută cartea Fi Liber, o carte ușoară, ușor accesibilă, simplă, 150 de pagini. E un manual de pregătire pentru eliberare, de eliberare și de autoeliberare. Fiecare capitolaș are un exercițiu. E o carte care va ajuta foarte mult, condensând foarte multe învățături într-un mod accesibil și simplu. Cam aceasta e recomandarea noastră. Cum spuneam, Mirela, zona aceasta de învățătură pentru vindecare interioară și eliberare este zona poate de cel mai mare interes în trupul Hristos din România în acest moment. De cea mai mare dinamică. Da. Și tot așa foarte pe scurt, copiilor, pentru că copiilor vrem să le recomandăm, părinților și copiilor prin aceștia, sunt numeroase resurse pentru copii în această vară. Sigur, cartea cărților sunt cele 7 volume accesibile pe rafturile noastre, în total 52 de episoade în acest set cartea cărților. Sunt și mai cunoscutele noastre povestiri biblice, cum arată Crăciun al Mie, chiar dacă Crăciun a trecut, promisiunea de Paști, martorul, povestiri biblice pentru copii sub forma unor desene animate și revin cu prezentarea celor două volume, fiecare câte 4 povestiri, Eroii Luminii, le vedeți pe canal în zilele de sâmbătă. Am târziat puțin apariția acestora pentru vânzare, dar cred eu că într-o săptămână vor fi disponibile. Deci cele două volume, seria 1 și seria 2, Eroii Luminii, câte 4 povestiri biblice pe fiecare volum, 15 lei volumul, chiar o împotrivire deosebită de 2-3 ori n-a reușit master. Nu ni se mai întâmplă lucrul acesta, este a treia oară când trimitem la București masterele pentru multiplicare în serie, da. Și cred că de obicei împotrivirile mari preced binecuvântările mari, cred că această serie va fi binecuvântare pentru o generație întreagă de copii. Mai este și Casa Zburătoare din seria desenelor animate, care sunt cam de factura seriei Cartea Cărților.
Dați un telefon la telefonul de pe ecran sau uitați-vă pe magazinul online pentru a vedea oferta completă pentru copii. Mirana, vreau să menționăm și în această ediție revista Alfa Omega TV Magazine pe lunile iulie, august, ca de obicei, știți deja cei care primiți această revistă, conține programul detaliat pe zile, pe ore, pe minute, pentru două luni de zile, iulie-august, a canalului Alfa Omega TV și numeroase articole din trăirea și din lucrarea Domnului din România. În fond, toată revista are ca temă principală lucrarea Domnului din România. Am selectat articole care reflectă mișcarea de trezire din România, lucrări speciale din România pe care Domnul le face. Cred că e o ediție interesantă. O mică precizare, sigur că avem pe pagina de mijloc modul în care Dumnezeu lucrează prin Alfa Omega. Sub acest nume, Să ceriși prin media, am pus noi această pagină de mijloc cu numeroase mărturii. O mică observație, o mențiune, un articol larg, extins despre mișcarea de trezire de la Zalău. Ultimul paragraf din motive de paginare a fost omis din revistă și a fost înlocuit cu paragraful 1, dar cei care doresc să aibă întregul articol le și recomand pe ecran un link de unde poți să downloadeze și să citească cel puțin întregul articol despre mișcarea de trezire de la Zalău. Pe pagina cealaltă, fenomenul Toflea, invitații la nunta Mirului și așa mai departe. Mișcarea străjerilor, mișcarea Rugul Aprins, lucrarea LL, sunt LL Ministri, o pagină întreagă. Sunt lucrări speciale, aflați într-o variantă condensată, informații prețioase despre cum lucrează Dumnezeu pe România folosind câteva din organizațiile acestea. Mine, eventual, am putea preceda trecerea la punctul următor, ultimul din emisiunea noastră, legat și de această revistă. Multe dintre noastre primiți această revistă. Revista aceasta o tipărim în 10.000 de exemplare și o difuzăm gratuit. Majoritatea primiți această revistă acasă prin poștă. Vă bucurați de ea, ne mulțumiți. Unii dintre dumneavoastră răspundeți unei provocări pe care vă facem. Introducem de obicei în fiecare revistă un mic mandat poștal fără neapărat o obligație legată de distribuția revistei și mulți ne ajutați, ne ajutați cu o donație, măsura posibilităților legate de costurile acestei reviste, dar mai ales legate de lucrarea în ansamblu Alfa Omega TV și nu vreau să scap nicio ocazie pentru a vă mulțumi celor care înțelege acest lucru și ne ajutați într-un mod constant pentru a merge mai departe în lucrare și cu tipărea acestei reviste, care este mare ajutor pentru mulți și de mare bucurie pentru foarte mulți, dar și pentru mersul lucrării Alfa Omega în general. Într-una din emisiunile noastre din iunie am lansat așa o provocare, am zis noi un apel prin credință la Dumnezeu să ridice 10.000 de susținători ai canalului Alfa Omega TV, ai lucrării Alfa Omega TV, că e vorba de canal, revistă, site, web, tot ce ține de lucrarea Alfa Omega TV. Și am zis noi și am provocat noi dacă Dumnezeu va ridica 10.000 de lucrători într-un timp anume de sprijinitori în rugăciune și financiar, care să contribuie cu 50 de lei, echivalent a 10 euro, Dumnezeu va putea să... El poate oricum, dar va da posibilitatea ca lucrarea din România să fie complet sprijinită de media Alfa Omega, complet sprijinită de lucrători din România și în continuare ne rugăm pentru acest lucru. Și vedem că Dumnezeu începe să lucreze. Primim tot mai multe, am sunt câteva scrisori, nu știu câte apucăm să citim, că timpul trece. Cineva care chiar ne-a trimis 50 de lei prin mandat poștal, acesta este cotorul de la mandat poștal, l-a găsit în revistă că am recunoscut acest lucru. Ne spune, am crescut, așa mărunt, ne scrie aici un comentariu, cred că nu se vede pe ecran, am crescut împreună în credință, odată cu Alfa Omega TV. M-am botezat chiar în 11 iunie 2006, chiar în ziua când noi am dat drumul la canal, zi de duminică. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, mă rog, pentru voi. Și vă dau această donație din pensia mea. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu vrem să desconspirăm numele. E cineva care din pensie contribuie cu 50 de lei în lucrarea Alfa Omega TV. Sunt foarte multe persoane care din relativ puținul lor aleg să pună o sămânță lunar și poate unii ocazional, dar deja mulți încep să fie dintre cei care sprijinesc lucrarea Alfa Omega în mod lunar și Dumnezeu să le răsplătească și să-i binecuvinteze și știu că Dumnezeu o face pentru că El este credincios principiilor Lui. Spune de cuvântul lunar, în ultima vreme de tot spunem acest lucru, mulțumim și celor care ne ajutați din când în când ocazional
Mulțumim, Sămânța Credinței, lucrarea Alfa Omega TV, dar suntem mulțumitori și celor care ne ajută, chiar cu sume mai mici, în mod periodic. Este pentru noi mai ușor, mai simplu. E o bucurie să știm că sunt anumite sume care ne ajută în fiecare lună să plătim salariile și cheltuielile curente. Mirela, am aici câteva scrisori, timpul, nu știu dacă ne permite să citim toate, o să trec eu prin câteva fraze din fiecare. Primim tot mai multe scrisoare. Această scrisoare este, de exemplu, din Republica Moldova, chiar adresa este în limba rusă, scrisă cineva dintr-un penitenciar din Moldova, ne scrie, se hrănește spiritual acolo, în închisoare fiind, nu știu exact în ce modalitate ajung la el în programele noastre. Cineva, se locuiesc în Tecuci, ne spune cineva, sunt pensionară, văduvă, sunt copilul domnului din 1986, spune, are 6 copii și are o pensie de 7.761.000 de lei. Și fără să dăm numele, are și alte suflete de hrănit, dar din pensia ei dorește să pună o sămânță cât de mică în lucrarea Alfa Omega TV. E emoționat acest lucru, gândind că sunt poate oameni care au venit cu mult mai mare peste acest venit al surorii noastre, care ne ajută. O altă soră ne spune, Domnul să vă binecuvânteze, viața îndelungată, nici nu știți câtă bucurie îmi faceți când îmi trimiteți revista și vindeala cu o carte câteva rânduri, vă vorbesc atât de mult, ne spune această soră, Mândica, o soră Mândica din județul Sibiu. Și astăzi, prin Rom Telecom, am trimis o donație de 10 euro pentru nevoile voastre și profit de acest lucru, de această ocazie. Ne-a venit procesul verbal de la Rom Telecom cu donațiile acumulate lunare pe luna iunie și am fost așa bucuroși că am constatat că a crescut suma față de lunile anterioare și vreau să spun de ce de la Rom Telecom, că sunt extrem de serioși și de promți în a ne remite toate donațiile pe care dumneavoastră le faceți prin acele apeluri la numerele pe care le știți. Eventual chiar colegii mei pot să pună chiar în acest moment încă o dată cele două numere de Rom Telecom pentru donații de 5 sau 10 euro. Cum spunea și Mirela, cei de la Rom Telecom sunt foarte riguroși și un important procent, foarte, foarte mult, cu minim de comision, Rom Telecom a doua lună ne virează sumele donate prin Rom Telecom. Este o modalitate prin care dumneavoastră sunteți parte din lucrarea Alfa Omega TV. Vă repet, aceste donații pot fi făcute doar din rețelele Rom Telecom. Cineva din Aiud, o scrisoare mai lungă, vă consider o minune că putem sta în fotoliu și ne putem delecta de frumusețea Cuvântului Dumnezeu prin Alfa Omega. Ascultăm conferințe, predici, învățături, închinări. Nu poți decât să stai smerit să mulțumești Domnului nostru Iisus Hristos pentru această oportunitate pe care ni se oferă prin Alfa Omega TV. Și ne spune, tot ce transmiteți prin Alfa Omega TV, pentru tot acest mulțumesc Domnului Iisus pentru voi și e bucuroasă această soră de învățături legate de zilele de pe urmă și de Israel. Și ascultând pe fratele Derek Prins, spunea dânsa, a fost atinsă de cuvântul Domnului vis-a-vis de zeceală și de dărnicie și atunci am hotărât din inima mea să fiu parte și eu dăruind financiar și postului Alfa Omega TV. Mulțumesc Domnului și pentru această soră. E un frate, Vasile, dintr-o biserică pentecostală din județul Bihor, din Roșia, Domnul să binecuvânteze, ne și transmite. În final vă aduc salutul bisericilor pentecostale din Comuna Roșia, județul Bihor, Biserica Emanuel și Biserica Betel, în care se mână cu dragoste și respect, vă iubesc. Și mulțumim și pentru contribuția fratelui și pentru faptul că în special acele două mici biserici de țară din acea comună din județul Bihor ne sprijină și ne încurajează și sunt alături de noi și se hrănesc spiritual. Ne scrie mai mult acolo fratele Vasile. E o scrisoare mai scurtă, e o soră Irina, nu îi dau mai multe informații, e bolnavă, rugați-vă pentru mine. Am diabet și cu toate urmările diabetului. Eu sunt reformată, dar ar dori să-mi găsesc calea adevărată care duce la Dumnezeu. Și ultima scrisoare, o scrisoare lungă, emoționantă, din Grecia, o familie de români care locuiește în zona Corint. Ne scrie o scrisoare foarte lungă, ar trebui să o citim toată în întregime. Voi continua să vă port în rugăciune mele pe toți, dorind să mă unesc cu voi în toate problemele voastre. Vă îndemn numele Domnului Iisus pe cei de la Alfa Omega să luptați, să rămâneți tari, smeriți, plini de bucuria mântuirii în această dumnezeiască lucrare la care ați fost chemat și la care suntem chemați și noi, cei ce vă urmărim, să fim parte. Vestea cea bună să-și facă loc în neamul nostru, al tuturor românilor, până la marginile pământului, ne spune
spune sora din Grecia, care a găsit o modalitate să și fie parte din lucrarea Alfa Omega. Pentru cei care sunteți de departe, sigur că mandatul postal de care v-am spus noi sau apelul din Rom Telecom sau SMS-urile prin Vodafone, Orange sau Cosmote, eventual și acestea ar putea fi puse pe ecran. Pentru cei care sunteți departe, în alte țări, cum este această soră din Grecia sau altă lume care ne sună de tot mai mult și mai mult din America, din Germania, din diaspora românească, pe site-ul nostru alfaomega.tv/partener găsiți mai multe informații despre cum puteți să ne sprijiniți de la distanță, fie prin simul PayPal, fie prin donații, prin cont, fie de pe card. Sunt modalități diferite care sunt accesibile. O să ne și rugăm, poate și pentru sora aceasta care este dintr-o altă religie și nu neapărat, este o creștină credincioasă, dar caută să fie mai aproape de Dumnezeu și uitându-se la Alfa Omega TV, dorința ei a crescut în inima. Și mulțumesc și eu încă o dată celor care ne-au urtat până acum. Am pomenit, Mirela, în ultima emisiune despre un incident pe care l-am avut în urmă cu 10 zile. Aș prefera să spun câteva cuvinte pentru că am fost direct implicată. Incidentul acesta a fost, de fapt, un accident auto. Veneam cu o echipă de filmare de la conferința de femei de la Mamaia. Și, practic, în mod inexplicabil, n-am mai putut să țin un viraj. Într-o curbă, da. Deci, fără explicație. Și am ieșit de pe carosabil, ne-am răsturnat. Coboram dealul Balota spre turnul Severin, pentru cei care știu locul. Este un loc cu o istorie a accidentelor destul de serioasă. Noi am estimat că a fost un atac demonic împotriva noastră și slăvit să fie Domnul. Deci, mărturia aceasta am ezitat să o depun, dar vreau să vă spun celor care ne urmăriți, Dumnezeu a fost acolo cu noi foarte puternic, am simțit prezența Lui, toți cei patru care am fost în mașină în acele momente, și o pace adâncă a fost în inimile noastre fără să ieșim traumatizați din acest accident. N-am avut nicio zgârietură, niciunul din cei patru. Puteam să fim într-o condiție fizică dificilă în moment, dacă n-ar fi fost Domnul acolo, de partea noastră. Și efectiv am trăit acel verset, cum scrie în Psalmul 23, când trecem prin valea umbrei morții, să nu ne temem de niciun rău, pentru că Domnul este cu noi. Deci am trăit acel verset. Și vreau să mulțumesc Domnului și să fie o încurajare pentru toți care ne urmăriți, că Dumnezeu ne păzește foarte tare. Și totuși ne-am pus întrebarea de ce s-a întâmplat. Percepția noastră a fost că suportul rugăciunea de protecție pentru Alfa Omega trebuie să crească. Trebuie să crească, pentru că nivelele de luptă spirituală sunt tot mai intense, tot mai puternice. Și nevoia noastră de a fi acoperiți în rugăciune de protecție a crescut. Chiar acum, înainte de a intra în această înregistrare, am primit un telefon de la una din colegele noastre, care este parte din echipa Alfa Omega. Soțul ei tocmai a avut un accident de mașină. Nu grav, Domnul a fost acolo, dar, din nou, ne confruntăm cu astfel de situații. Am spus în emisiunea trecută chiar că am avut probleme vis-a-vis de aparatură, de distrugerea site-ului care trebuie să le refacem, de deci pene de curent repetate. Da, foarte multe incidente. Care s-au condensat pe parcursul acestui perioadă scurt de timp. Și înțelegerea noastră a fost că avem nevoie de un suport crescut în rugăciune din partea dumneavoastră, celor care ne urmăriți. Rugați-vă ca Dumnezeu să ridice mijlocitori și luptători care să înțeleagă lupta spirituală, care să se alinieze în această lucrare de mijlocire și luptă pentru Alfa Omega, pentru lucrarea Domnului Alfa Omega. Ce mai vreau să adaug aici? Practic toate echipamentele, tot conținutul microbuzului, da, a ieșit intact, fără absolut nicio pierdere, nicio stricăciune. În schimb, microbuzul nostru, care era cam bătânel el, aproape 20 de ani, da? S-a cam șifonat destul de tare pe o parte și practic este destul de greu acum să fie reparat, nu prea găsim piese de schimb.
Sincer, ne rugăm pentru microbus nou și dacă aveți această încredințare dumneavoastră, cei care ne urmăriți, rugați-vă împreună cu noi. Avem nevoie să putem circula acum, practic, neavând acest mijloc de transport. Suntem oarecum blocați. Ne gândim că urmează rugul aprins la începutul lunii august, unde mergem cu mult echipament. Și alte avem nevoie conferințe. Da, și alte conferințe, ori fără un microbus nu putem să ieșim pe teren la astfel de filmări. Deci nu este un moft, este o necesitate care este importantă pentru noi, ca să putem să circulăm din nou la conferințele la care Domnul ne trimite să filmăm. Oricum, mi-a propus să ne și rugăm și să rămânem rugăciune și cu dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să în public să mulțumim Domnului împreună pentru faptul că Domnul ne-a păzit și ne păzește în continuare. Și alte incidente pe care poate n-am vrut să vi le spunem, dar așa simțim că în ultimele două săptămâni cel rău este supărat pe noi, sunt furibunde și cred că aceste lucruri preced izbăvire și răspunsul la Domnul pe care le simțim și le anticipăm în duhurile noastre. Hai să ne rugăm, Miriam, pentru să încep tu, mulțumim Domnului. Doamne, Tată Ceresc, Doamne, venim acum, Doamne, să-ți mulțumim, Doamne, pentru cine ești Tu, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu care a inițiat această lucrare, Tu ești Dumnezeu care, Doamne, ești, Doamne, stăpânul și Domnul acestei lucrări Alfa Omega, Tu ești stăpânul și Domnul nostru, al vieților noastre, Doamne. Doamne, noi ne-am pus pe altarul Tău, Doamne. Doamne, ne-am dedicat Ție, Doamne, cu toată ființa noastră și soțul meu și eu, Doamne. Doamne, și toți cei care sunt aici în această lucrare, Doamne, pentru vremea de acum, Doamne, sunt parte și în această formă de votament și de jertfă înaintea Ta, Doamne. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru ocrotirea puternică pe care Tu, Doamne, ne-o dai, Doamne, pentru că am văzut, Doamne, mâna Ta, Doamne, peste noi, Doamne, în aceste situații, Doamne, care puteau fi tragice, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai scos fără o zgârietură, Doamne, și că am fost, Doamne, binecuvântați de Tine, Doamne, să vedem acest miracol, Doamne. Nu pot să zic că ne-a fost ușor, Doamne, dar pacea adâncă pe care am simțit-o, Doamne, când am trăit acele clipe, Doamne, a fost doar prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, n-a fost nimic uman acolo, Doamne, și prezența Ta, Doamne, acea pace adâncă, Doamne, în mijlocul furtunilor, Doamne, am experimentat-o, Doamne, și suntem o mărturie vie, Doamne, a puterii Tale, Doamne, a dragostei Tale, a credincioșiei Tale, Doamne. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, vrem să-ți mulțumim public, Doamne, împreună cu cei care ne urmăresc acum, să ne unim, Doamne, în a-ți mulțumi pentru cine ești Tu, Doamne, pentru atotputernicia Ta, pentru dragostea Ta copleșitoare, Doamne, și pentru, Doamne, puterea Ta, Doamne, de a ne ocroti și de a ne binecuvânta. Și îți mulțumim acum, Doamne, și pentru faptul că, Doamne, n-ai îngăduit să fie nicio pierdere, Doamne, iar cât despre microbus, Doamne, îți mulțumim că ne vedea unul nou. În numele Domnului Iisus. Îți mulțumesc și eu pentru purtarea Ta de grijă, Doamne, pentru modul în care, chiar dacă am trecut prin încercări deosebite, Tu ne-ai ajutat să trecem prin ele, Doamne, cu stricăciuni minime, Doamne. Da. Îți mulțumesc pentru aparatele care au rezistat, Doamne, mulțumesc că ne vedea, Doamne, aparate noi, Doamne, ca să putem să înlocuim pe cele care au suferit stricăciuni, Doamne, special ne rugăm pentru un sistem de protecție pe baterii, Doamne, a echipamentelor și a instalațiilor, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru autobuzul nou pe care ne-l vei da, Doamne, credem acest lucru, Doamne, și încrețăm în mâna Ta, Doamne, acest lucru. Dar îți mulțumesc pentru tot ce vei face, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce care ne ajută până acum, Doamne, toți acești frați care ne-au scris, Doamne, și multe alte scrisori care le-am primit și e-mail-uri, Doamne, îți mulțumim pentru fiecare, Doamne. Îți mulțumim ție, Tată, că Tu deschizi use de cuvânt și dai oportunități ca oameni de pe toate colțurile, din toate colțurile lumii, Doamne, români din toate părțile lumii să primească cuvântul Tău prin Alfa Omega, Doamne, te rog să-i binecuvântezi, Doamne, te rog să-i binecuvântezi cei care ne ajută din puținul din pensia lor, Doamne, mulțumesc cei care ne trimit SMS-uri, Doamne, sau telefoane prin Telecom sau donații prin cont, Doamne, răsplătește Tu, binecuvântează-Tu, Doamne, sutii, Doamne, arată-le Tu, Doamne, că e voia Ta și că au făcut lucruri cerut de Tine și care Tu le-ai pus pe inima, Tată Ceresc. Tată, ne rugăm și pe această soră, Doamne, din zona reformată, Doamne, ca Tu să-i deschizi mintea, ochii, Doamne, și ea să se apropie de Tine, Doamne. Așa, din perspectiva și din locul în care este, Doamne, și te rog să atingi de boala ei, de acel diabet, Doamne, și ne rugăm de aici în unitate, noi, în Alfa Omega și cu cei care ne urmăresc, ca Tu să te atingi de ea și în mod supranatural, Doamne. Doamne, acest diabet să fie, Doamne, oprit și limitat, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos. Și ea să experimenteze puterea vindecării Tale, Tată Ceresc. În numele Domnului Iisus. Tată, ne închisem în mâna Ta, Doamne, pentru perioada care vine, Doamne.
Doamne, știu că aceste atacuri împotriva la Alfa Omega, Doamne, anticipează și pregătesc, Doamne, și anunță, Doamne, un sezon de mari binecuvântări, Doamne, în care credem, Doamne, pentru că credem în Tine, Doamne, și credem că Tu vrei să faci acest lucru și că ne vii binecuvânta. Ne spui, Doamne, că să putem să fim la rândul nostru o sursă de binecuvântare pentru milioane de români afaceri în România, Republica Moldova și oriunde până la marginea Pământului. Ne găsim în mâna Ta, Doamne. Binecuvântează, Doamne, echipa Alfa Omega. Ne rugăm în unitate cu cei care ne ascultă, ca Tu să ridici oamenii a rugăciunii, care să dea, să se roage pentru protecția lucrării Alfa Omega, tot ce înseamnă ea, aparatură, echipament, dar mai ales oameni, Doamne. Mulțumim pentru acești oameni a rugăciunii, Doamne, și Te rugăm să protejezi echipa Alfa Omega, indiferent că se află acum la mesele de lucru, Doamne, sau în concedii, sau în călătorii. Încheiem cu toți în mâna Ta și îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Bine, ați mulțumesc că ați fost alături de mine, mulțumesc și dumneavoastră că ați fost cu noi și ne-ați unit cu noi rugăciune. Așteptăm lucruri mari de la Dumnezeu și scrieți-ne, trimiteți-ne un e-mail, o scrisoare. Vorbiți-ne despre modul în care Dumnezeu vă slujește, vă ajută, vă inspiră, vă binecuvântează prin ceea ce se întâmplă și prin ceea ce îngăduie să facem noi aici la Alfa Omega TV. Mulțumesc, Mirela, fiți binecuvântați!